Enchantée. În sfârșit vorbim și despre favoritele lunii iunie și a fost o lună, cred că pentru toată lumea, deosebită, pentru că eu aveam impresia că o să trebuiască să învăț să not așa brusc și dintr-o dată o să trebuiască să învăț să not sau să-mi cumpăr o barcă sau să mă transform în sirenă, asta ar fi fost drăguț, dar din fericire s-a mai oprit ploaia și am reușit să și respirăm. Acum fiind foarte cald, așa că dacă mă vedeți că mă scurg, știți de ce, da? Dar înainte de a intra efectiv în favorite, aș vrea să vă prezint pe cineva, pentru aceia sau acelea care nu mă urmăriți și pe Instagram, deși ar fi bine să faceți și treaba asta, pentru că pe Instagram vorbesc mai mult cu voi, sau pe Facebook dacă nu aveți Instagram. Vreau să vă prezint nou membru al familiei noastre. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Udi. Ea este Udi, o cheamă Udi, imediat vă explic și de ce o cheamă Udi. Numele ei oficial este Miss Chaussette, pentru că are șosețele, dar îi spunem Udi pentru că are personalitatea lui Udi. Este exact ca Udi. Este o creatură pe care am găsit-o într-o seară la poartă, la mine, și nu plănuiam să mai am un nou membru al familiei, dar am scăpat-o de câini, pentru că câinii mei nu sunt agresivi, dar când simt pisici străine, da, nu prea se împacă cu ele, și cu pisicile mele n-au nicio problemă. Acum nu mai au nicio problemă cu ea, s-au obișnuit cu ea. Dar atunci, în seara aia, când de-abia apăruse la poartă, era străină și am scăpat-o din dinții lor. Și dânsa s-a lipit de mine instant, cum am luat-o în brațe, cum s-a lipit și ea și chiria și ei, de care am scăpat între timp, i-am evacuat. Așa, s-a lipit de mine și este atât de scumpă și atât de dulce și ea vrea să se joace acum pentru că a mâncat și are chef de joacă și de-aia nu stă. Și este un pui atât de drăgălaș și de scump și da, este noua soră a lui Jiminy, nou membru al familiei noastre, noua mea sursă de inspirație pentru Instagram. Apropo, pisicile și câinii mei au Instagram, dacă nu știați, o să vă las în descriere. Se numește Aventuri în 4 labe. Așa. Și da, o să vedeți mult de acum încolo și am vrut să vă prezint oficial, pentru că pe Instagram ați văzut-o din seara în care am găsit-o, mi-am arătat-o. Ce, mama? S-a pățit. S-a pățit. Și toarce, toarce foarte tare. Deci este, ba, Jiminy e copil mic pe lângă ea. Așa. S-a pățit. Eu de pățit. S-a pățit, mama. S-a făcut. Vrei să te joci? Hai, du-te și joacă-te. Dar fără să faci gălăgie, te rog frumos, și fără să te joci cu treatim prietul meu. Așa, lasă-l pe... Nu cu Billy, te rog. Billy este șoarecele. Așa. Pe care l-alergă. Da, i-am spus Udi pentru că are personalitatea lui Udi. Este exact așa, foarte sassy și foarte plină de ea și foarte, cumva, arogantă ca Udi și în același timp foarte poznașă cum e Udi. Și mi-a adus aminte foarte tare de Udi. Inițial vreau să zic Daffy, de la Daffy Duck, dar ăla e morocănos. Deci nu, rămânem cu Udi și Miss Chaussette. Așa că, da, ea este noul meu copil. Bun, și acum că am terminat cu prezentările, hai să intrăm în ceea ce ne interesează și anume în... Este acel fond de ten despre care vă spun eu, care se PF50 și îmi place foarte tare. Este un fond de ten luminos, are o acoperire mare, deși el este lichid, adică când l-ai vedea așa nu te aștept să fie... prea mare acoperirea, dar are o acoperire foarte bună și rezistă foarte bine, chiar și acum vara rezistă foarte bine. Eu mi-am luat acum nuanța 111 pentru vară, că e o nuanță mai caldă, deși se zice cool ivory. Este o nuanță mai roșie, adică mai caldă și m-am bronzat puțin și este numai bine. Astăzi nu sunt dată cu el pentru că am vrut să mai dau o șansă unui alt fond de ten care va fi îngropat de azi încolo. Dar da, ăsta este un fond de ten minunat, mai ales dacă aveți tenul uscat, tenul deshidratat, dacă aveți în general probleme cu aspectul la super... Mama!
dacă aveți în general probleme cu aspectul ăla super crăfos și vă deranjează și vi se strânge machiajul, asta este o opțiune foarte, foarte bună. Apoi un produs pe care mi l-a dat Eugenia și care mie îmi place foarte mult, mi l-a dat pentru că ei nu-i place, este această pudră. Este o pudră din aceea care are ușoare irizații iluminante, nu este un highlighter. Dar are așa niște irizații ușor iluminante, nici nu cred că se observă pe cameră, nu cred că o puteți vedea pe cameră. Se numește Diamond Powder și este de la brandul Winky Lux. Îl găsiți în Douglas, din ce știu eu. O să încerc să văd dacă îl găsim și online în altă parte, să vi-l pun în descriere. Și ce-mi place la această pudră, nu este o pudră matifiantă, cum vă dați seama că dacă este iluminantă, n-are cum să fie matifiantă, însă este bună tocmai pentru acele situații în care ai tenul deshidratat și vrei să nu pară deshidratat, așa, vrei să reflecte puțin lumina, să pară puțin dewy sau ai un fond de ten care este mai uscat decât ți-ai dorit tu. Asta este foarte bună. Nu este nici o pudră pentru setat, nu este nici pentru acoperire, ci îți dă așa o luminozitate foarte frumoasă, dar fără să pară lucioasă, fără să fie lucioasă, fără să fie grasă. Rezistența ei, să știți că nu este foarte mare, deci dacă ai nevoie, te poți să o reaplici pe parcursul zilei. Și ce îmi place mie cel mai mult și ce am făcut cel mai mult a fost să o aplic pe tenul nemachiat. Îmi place că îmi blurează porii cumva și îmi dă un aspect așa satinat, foarte mătăsos, foarte plăcut și de asta mi-a plăcut foarte tare. Asta Eugeniei nu-i place, ea are tenul mix, n-are neapărat un ten uscat, adică ea are un ten normal, ușor mix, așa, și nu prea are nevoie, dar ei s-a părut interesant ideea și i s-a părut interesant conceptul, dar nu i s-a potrivit pudra asta, așa că mi-a dat o mie. Trebuia să vă arăt după fondul de ten anticearcăn, nu? Mi-au recumpărat și acest anticearcăn de la Maybelline, Fit Me, pe care l-am mai avut, l-am pus și în clipul cu anticearcăne, care cred că o să ajungă înainte sau după clipul ăsta, nu-mi dau seama, habar n-am. Sunt în proces de filmare, deci nu știu când vor ajunge aceste clipuri, în ce ordine. Este un anticearcăn lejer, este un anticearcăn care nu are o acoperire foarte mare, nu o să-ți facă corecție de culoare dacă ai probleme cu niște cearcăne foarte închise la culoare sau foarte colorate, dar este un anticearcăn bun, mai ales pentru vară, când vrei un machiaj mai light, mai ușor. Sau dacă nu ai probleme foarte mari cu zona asta de sub ochi, mie îmi place foarte tare că e lejer, nu se strânge, nu îmi irită zona asta din jurul ochilor, nu îmi usucă, că asta e iar o problemă pe care o am. Multe anticearcăne mi usucă pielea de aici și asta îi mai trebuie. Deci, ăsta este unul din preferatele mele de mult timp, nu de acum, și l-am recumpărat tocmai pentru că știam că îmi place și de aia vreau să vi-l menționez, că e o idee bună pentru vară. Luna asta am început să folosesc o paletă nouă de make-up, pentru că ați văzut că mă duc cu machiajul într-o zonă din asta de roz, ușor peachy și cam acolo rămân, nu prea fac nimic, pentru că ăsta e machiajul care îmi place mie cel mai mult, ăsta e machiajul meu de zi cu zi, adică nu vreau să fie nici foarte colorat, nici foarte încărcat, nici foarte turbat, știți? Și în general nu prea mai place să mă joc cu culorile în ceea ce privește machiajul la ochi și am luat paleta asta de la Huda Beauty, Nude Light, și paleta în sine, pe ansamblu, n-aș putea să zic că îmi place neapărat toată paleta, adică nu sunt cel mai mare fan. Adevărul este că după ce încerci fardurile de la Tati, credeți-mă că ți se schimbă așa viziunea despre ce înseamnă farduri, da? Și astea sunt mult sub calitatea celor de la Tati, doar că alea sunt foarte pigmentate și parcă pe alea nu le-aș purta în fiecare zi, știți? Alea sunt mai așa, mai de purtat când chiar vrei ceva mai wild, ca să zic. Dar folosesc trei culori de aici care îmi plac foarte tare și o să o luăm așa. Asta de aici, asta neutră, așa, și rozul ăsta. Astea sunt culorile pe care le folosesc și pe asta din mijloc. Din păcate, glitterul sau sclipiciu sau astea sidefate de aici din paletă, deși au niște swatch-uri foarte frumoase, stați să vă fac un swatch ca să vedeți, au niște swatch-uri foarte frumoase când le aplici pe
Pleoapă sunt prăfoase, adică ai nevoie neapărat de un fix plus, că altfel nu stau. Să zic, pleacă tot sclipiciul ăla, pleacă pe față. Am făcut experimentul ăsta și în... așa. Dar ca swatch-uri sunt foarte frumoase, dar pe pleoapă nu arată așa. Și cam de aici pleacă dezamăgirea mea cu paleta asta. În schimb, îmi plac acele 3 parduri, hai 4, pe care... le folosesc, adică astea mate, astea îmi plac și îmi plac și că nu sunt atât de pigmentate și nu sunt atât de turbate și pot să machiez foarte repede fără să stau să am grijă la pigmentație, la cât pun, la blending și așa mai departe. Dar dacă vreți paleta asta pentru nuanțele astea si de fate, zic să vă îndreptați în altă direcție, oricum. Oricum, cu glitterele de la Tati, din paleta de la Tati, nu se compara nimic. Deci glitterul ăla e, când vorbim de glitter, ăla este glitter cu adevărat, adică ăla este glitter. Astea sunt niște nuanțe si de fate, dar nu, nu, v-am zis, îmi pleacă tot sclipiciul și vă trebuie neapărat fix plus sau niște picături de ochi ca să le fixați puțin, pentru că altfel nu rezistă. Și, dar nuanțele mate sunt ok, sunt frumoase, adică sunt bune și dacă vrei un machiaj așa light, finuț, nu ceva care să urle, nuanțele mate sunt bune. Apoi am mascara pe care o folosesc în momentul de față, este The Colossal Big Shot de la Maybelline. Știți că mascara de la Maybelline este, mă rog, mai sunt și câteva care nu-mi plac, dar asta îmi place foarte tare și îmi place mai ales că îmi curbează genele, mi le ține curbate. Eu am genele curbate, doar că ele fiind blonde la vârfuri, nu se văd. Și când mă dau cu mascara, ele apar în peisaj așa genele mele, dar câteodată mascara le îngreunează, știți, și se îndreaptă așa de la mascara, dar asta mi le ține curbate și este o mascara foarte ok. Am purtat-o toată luna numai pe asta și mi-a plăcut foarte mult și sunt încântată de ea și, în general, la Maybelline, cu mici excepții, găsiți destul de mascara destul de bune. Bun. Hai să trecem la skincare. În cazul în care ați fost cu mine pe Instagram sau pe blog, ați mai trecut pe blog, știți. Dacă nu ați fost pe acolo, nu știți, dar vă zic eu. Am avut o mică colaborare cu Bastor pentru Yves Rocher și am primit mai multe produse, un kit cu mai multe produse, dintre care unele mi-au plăcut, unele mi-au fost indiferente și unele nu mi-au plăcut. Și o să vorbim și despre ele în alt clip. Mențiunea mea din acest clip este pur... că vreau eu, nu mi-am mai zis eu, colaborarea s-a încheiat, adică mi-am terminat treaba, am făcut tot ce aveam de făcut, am dat rapoartele și s-a terminat, gata, nu mi-a zis nimeni să fac clipul ăsta sau să menționez produsele în clipul ăsta, just saying, pentru cine se întreabă. Și două din produsele de care deja v-am vorbit și care mi-au plăcut foarte mult, v-am vorbit în clipul ăla cu produsele de skincare, cu rutina mea de skincare, sunt astea două. În primul rând, gelul ăsta de curățare cu microalge, ambele sunt din aceeași gamă. Gelul de curățare cu microalge, care este fabulos, curăță foarte, foarte bine tenul, deci este foarte bun de folosit seara. Recomandarea mea este să nu-l folosiți dimineața, că e prea intens în materie de curățare, dar este foarte bun pentru curățare seara. Și îți curăță foarte bine tenul, adică îndepărtează absolut toate impuritățile, toate urmele de machiaj, tot și ai o față super curată după ce te speli cu ăsta și fresh, așa, și poți să-ți pun aplici restul produselor. Vi-l las în descriere dacă vă interesează. Și masca hidratantă pe care v-am zis tot în clipul cu skincare-ul că am folosit-o 2 săptămâni în continuu și după aia am tot continuat să o folosesc. La fel pentru că îmi place foarte mult, că nu are alcool în ea și hidratează foarte bine tenul, îți menține hidratat și a doua zi te trezești cu tenul hidratat așa și vesel, ca să zic. Și se simte foarte bine tenul meu cu masca asta. Următoarele două produse sunt tot de la Yves Rocher, dar pe astea mi le-am cumpărat eu pentru că îmi plac mie foarte tare. Și avem odată uleiul ăsta de monoi cu sclipici. Este un ulei pe care vi l-am arătat și anul trecut, doar că anul trecut l-am folosit de vreo 3 ori, după care mi-a căzut sticla de pe masă și fiind sticlă de sticlă, s-a spart. Ce credeți? Era tot biroul meu așa, toată partea aia din colț de acolo era plină numai de sclipici. Da, mami! Ce cap ai dat! Ce-ai făcut, mă, fraierul? Am dat cu capul masă, piciorul la masă. Ce-a făcut mama? Ce-a durut? Vină-mi cu acela, mami.
A, vedeți de ce v-am zis că e Udi? Pentru că are atitudinea aia așa de se dă mare și după aia intră cu capul în pereți sau în altceva. Ce a făcut, mama? A intrat cu capul, mă, piciorul la mașă, fraierica mea. Revenind. Deci era biroul meu plin de sclipici. Mi-a luat jumătate de zi să-l curăț. În fine. Cert e că m-am dus să-l cumpăr pentru că îmi place foarte tare mirosul lui. Deci îmi place. Are un miros din ăla cald. Tropical. Miroase a ceva fructe exotice, flori exotice, ceva vanilie. Deci are un miros absolut divin și are sclipiciul ăsta în el, v-am zis. Arată așa și îl dai pe piele și strălucește pielea. Sclipiciul se simte puțin, nu e super grunjos, super intens, dar se simte când îl dai așa pe piele. Și nu știu dacă observați, dar strălucește pielea de la el. Ia să dăm și aici un pic, când mi-am dat pe umeri cu iluminator. Vedeți diferența? Și arată super bine și intră în piele și hidratează pielea, nu numai că stă pe piele așa și arată bine, dar și hidratează pielea și îmi place foarte tare să-l folosesc ca pe parfum de corp, mai degrabă, știți? Adică e un fel de parfum de corp pentru că nu rămâne pielea lipicioasă după el, nu-ți rămâne pielea grasă, adică până îți intră în piele, da, se vede puțin lucioasă și rămâne puțin lipicioasă, dar după aia intră în piele și nu mai așa, după 5 minute nu mai e pielea grasă și îmi place foarte mult. Este gama este monoid din Tahiti, de Tahiti, este... Ca să zic, miroase a vacanță tropicală, exact așa miroase, are un miros divin și pentru că mi-a plăcut atât de mult uleiul, mi-am luat și gelul de duș, este și gel de duș și șampon și l-am luat și pe ăsta ca să mă răsfăț cu mirosul ăsta și când sunt în duș și când sunt în cadă, evident că îl folosesc și pe post de spumant. Și miroase foarte bine, miroase foarte, foarte, foarte bine, ca spumant nu e prea grozav, dar miroase super bine și are mirosul ăsta delicios. Le găsiți la Yves Rocher, vă las și în descriere dacă vă interesează și în principiu cam asta ar fi în materie de produse. Haideți că era să fie mâncat poștașul de câine, săracu. Da, și ziceam că mai am două articole pe partea de fashion pe care ar fi trebuit să le menționez, nu știu, de la începutul primăverii, dar nu știu de ce n-am făcut-o. În primul rând, pantalonii mei, nu i-am aici, sunt în șifonier, dar vă las poze cu ei, că i-am tot pozat. Și de fapt m-ați văzut tot așa pe Instagram, cine mă urmărește știe că îi port foarte des și i-am purtat foarte des. Nu știu, am o obsesie cu albul. Pe timpul verii îmi place foarte tare, mi se pare foarte feminin, foarte elegant, foarte simplu, dar în același timp foarte chic așa albul vara și îmi place să port pantaloni albi. Eu aia care i-a luat, nu știu, 150 de ani să-și iau o pereche de pantaloni albi, acum nu mai ies din pantaloni albi, deci îi ador, sunt minunați și mi se pare că sunt și foarte versatile, adică pantalonii albi merg la aproape orice. Da, spre deosebire de negru, albul întotdeauna merge la orice, cam cu absolut orice poți combina albul. Și al doilea lucru pe care vreau să-l menționez în favorite sunt sandalele mele de la Tommy Hilfiger, pe care tot așa vi le-am arătat pe Instagram că m-am pozat cu ele peste tot pe unde am fost, fiindcă sunt foarte comode, sunt foarte, foarte ușoare, foarte comode. Le port foarte des pentru că vin bine și sunt comode, mă simt bine în ele, plus că pot să merg cu ele, le-am luat și la Brăila când am fost la Eugenia, le-am avut la mine, o să le mai iau încă o dată când plec iarăși la mine, când ies în oraș și nu am cine știe ce de făcut și nu sunt într-o sferă din asta preformală, iarăși le iau, că îmi plac și mă simt bine în ele și sunt așa foarte ok. Și mi se pare că sunt foarte relaxate pentru vară. Nu sunt nici foarte dressy, nu sunt nici niște spadrile din alea așa. Am început să-mi displacă spadrilele, că le văd peste tot și parcă am început să-mi displacă spadrilele. Nu sunt niște spadrile, dar nu sunt nici foarte dressy, știți? Sunt cumva între, ceea ce este bine. Și aș mai avea de menționat un film. Când o să vă zic ce film, cu siguranță nu vă așteptați. Este un film horror. Da, știu, eu aia care spuneam că nu mă uit la filme horror. Și ideea este
este că, ideea este că am văzut trailerul pentru filmul ăsta și m-a intrigat. Nu mi-am dat seama că este vorba de un film horror, ci pur și simplu m-a intrigat trailerul și zic, hai să mă uit la el. Și m-am uitat și mi-a plăcut subiectul, nu neapărat. El ca film horror, din punctul meu de vedere, care nu se pricepe la filme horror, este slăbuț. Oricum are pe IMDb are 5 din 10 nota, parcă ceva de genul ăsta. Deci este slăbuț, considerat slăbuț. Însă îmi place subiectul, este pe tema asta religioasă. Filmul se numește The Unholy sau Altarul în română, pentru cine știe. Cred că încă mai rulează cinematografe. Îmi place subiectul, îmi place cumva tema filmului legată de aspectul ăsta religios și cum din prea multă credință s-ar putea la un moment dat să ajungi în partea opusă. Este un subiect și o temă pe care eu mai dezbat decât în câteodată așa cu persoane care știu că sunt disponibile pentru asemenea dezbateri, fiindcă cumva cred că atunci când ai o credință din asta mult prea pasională, o dai într-o extremă din asta așa puțin bolnavă și exact asta cumva încearcă și filmul ăsta să dezbată. Adică, v-am zis, ca film horror nu l-aș recomanda, deci dacă sunteți amatori de senzații, dar nu e, dar ca subiect pe care să-l urmăriți și care să vă dea puțin de gândit, da, este un citat în film care se tot propagă și este că acolo unde se construiește o biserică, diavolul construiește o capelă. Este un citat al lui Martin Luther King și cumva cam asta e ideea filmului. Dacă vă veți uita la el, veți înțelege mai bine despre ce vorbesc. Dar mie mi-a plăcut subiectul și mi-a plăcut faptul, felul în care a fost abordat subiectul ăsta, că n-a fost abordat la modul știți că se pot sensibiliza foarte mulți și felul în care a fost temele astea religioase întotdeauna, indiferent de ce religie vorbim, sunt foarte sensibile, dar subiectul a fost abordat foarte bine, foarte elegant din punctul meu de vedere și mie mi-a plăcut. Așa că dacă vă place așa o temă de gândire filozofică, eu zic să-i dați o șansă. Nu e, vă spun, nu vă speriați prea tare, adică pe mine chiar nu m-a speriat. Mă uitam acolo, zic, a trebuit să mă sperii? Așa. Da, deci nu e chiar atât de groaznic, de horror. Cam asta a fost pentru astăzi. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o. Cum am menționat pe parcursul clipului, veniți pe Instagram, că acolo postez foarte multe poze, foarte multe chestii, vorbesc cu voi, vă arăt copiii, vă arăt pisicile, vă arăt ce năzbâtii mai fac în fiecare zi, fac câte o prostie. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie.